peregrin și pribeac, înspre al vieții meleac, străbătând prin furtun. Din alțim glasuri de eruvin, tot mă cheam, și tu poți răspunde chemării din ceruri ce încă se aude. Loc pregătit și cunună de stele și Domnul te-așteaptă. Și descurajat spre lumină călcând, iubitor, El îmi dă ajutor, depărtând val și nor, un răspuns. Și tu poți răspunde chemării din ceruri ce încă se aude. Loc pregătit și cunună de stele, așteaptă să vin. Domnul te așteaptă să vin. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5:45. Este asigurarea pe care Dumnezeu ne-o dă cu această ocazie fiecăruia dintre noi că binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt condiționate în funcție de posibilitățile și aptitudinile noastre, de calificări sau de puterea pe care o avem, ci în funcție de bunătatea lui Dumnezeu. Și cum ea este fără margini, această bunătate se revarsă asupra fiecăruia dintre noi. Cât de buni sau cât de răi suntem, este cam greu să spunem. De ce? Scriptura spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci când ne considerăm buni, Spiritul profetic spune că de fapt avem o problemă. Inima noastră este într-o condiție rea. Psalmul 104, versetul 13 și 14 amintește că Tatăl nostru Ceresc spune: din locașul tău cel înalt tu uzi munții. El are grijă ca nevoile pământului să fie satisfăcute. Spune: și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt date nici condiționat, nici cu o măsură. Da? Cuvântul lui Dumnezeu spune: pământul este săturat. Sunt date din belșug. El este cel care face să crească
iarba, după cum amintea versetul 14, și verdețuri pentru nevoile omului. Dumnezeu se îngrijește de orice nevoie a noastră. Bineînțeles că are grijă ca în peregrinajul nostru să nu suferim de foame sau de sete, să nu suferim de prea frig sau prea cald, și Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne dă posibilitatea să avem necondiționat binecuvântările sale la dispoziție în fiecare zi. În Plângeri, capitolul 3, spunea profetul: iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă mai face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Pentru ce este Dumnezeu credincios? Merităm noi ca Tatăl Ceresc, nemărginit, atotputernic, să se poarte în felul acesta cu noi? Dragii mei, în această zi, în aceste momente, putem să recunoaștem și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Lui, care se reînnoiesc față de noi în fiecare zi, și nu pentru că merităm, nu pentru că suntem buni, și dimpotrivă, pentru că suntem răi, Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem dragostea Lui, vrea să ne apropie de El, vrea să ne determine să Îl înțelegem și să-L urmăm cu o ascultare desăvârșită. Romani, capitolul 2, versetul 4, pune Apostolul Pavel o întrebare. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Prin ce am putea noi disprețui aceste bogății care sunt revărsate necondiționat în fiecare zi asupra noastră? Prin atitudinea noastră, prin trăirea noastră, prin lipsa noastră de recunoștință și de mulțumire la adresa celui care, neținând seama de păcatele noastre, își revarsă îndurarea în fiecare zi peste noi. Și continuă Apostolul Pavel în ultima parte a versetului 4: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Acesta este Dumnezeu. Revarsă binecuvântarea asupra noastră din dorința sinceră de a ne apropia, de a ne aduce în acea stare în care putem să-L înțelegem și să-L cunoaștem mai pe deplin. El ne invită de fiecare dată când suntem gata să îi auzim glasul și să îl ascultăm. Ne invită, așa după cum spunea și profetul Isaia în capitolul 1, versetul 18, veniți totuși să ne judecăm. Ceea ce ne împiedică pe noi să ne apropiem de Dumnezeu este păcatul. Aceasta pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Nu faptul că suntem păcătoși îl împiedică pe Dumnezeu, ci faptul că alegem să fim păcătoși. Dumnezeu, cunoscând faptul că suntem greșiți, ne invită. Ne invită să ne judecăm și spunea versetul 18 din Isaia, capitolul 1, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Aceasta este asigurarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Să nu ne speriem de El, ci să înțelegem că la El există posibilitatea de a ne transforma, de a ne corecta viața noastră. În momentul în care am vrea să venim la Dumnezeu, am spus că sunt niște piedici și cea mai mare piedică este păcatul nostru. Sunt diferite ocazii în care noi alegem să facem împotriva voinței lui Dumnezeu un lucru sau altul și urmarea știți care este? Vrăjmașul ne spune: păi dacă ai păcătuit, acum cum poți să mai vii la Dumnezeu? Cum te mai poți apropia de Dumnezeu? Cum să îndrăznești? Este sentimentul acesta de vinovăție care ne împiedică să ne apropiem de Tatăl Ceresc. Și
în Ioan, capitolul 6, versetul 44, Dumnezeu ne dă o asigurare, cel puțin așa o văd eu în acest verset, spunând, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Cum ne atrage Tatăl? Prin faptul că El dă. Versetul de aur al Scripturii este tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, și spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. De ce primim binecuvântări? De ce cade ploaia? De ce rodește pământul? Pentru că Dumnezeu dă. Dumnezeu nu dă doar binecuvântările acestea materiale care fac să crească și să rodească pământul, ci El ne dă și binecuvântări spirituale și cea mai mare binecuvântare este Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pentru noi, tocmai ca să ne poată recupera din starea noastră de păcat. Domnul a ales pe om și un exemplu extraordinar în această privință îl avem în istoria poporului Israel, când Dumnezeu se exprimă chiar în modul acesta, spunând în Deuteronom, capitolul 7, versetul 6 și 7, următoarele. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. De ce ne-a ales Dumnezeu? Am putea spune că suntem buni sau am putea spune că suntem răi? Aici, în acest verset, în ultima parte a versetului, de fapt, în versetul 7, spune cuvântul: nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Nu pentru aturile și recomandările pe care noi le-am putea avea, Dumnezeu se apropie de noi și ne alege, ci pentru că își dă seama de neputința noastră, de slăbiciunea noastră, de defectele noastre și El își revarsă binecuvântările sale peste noi. Practic, tot ceea ce vine de la Dumnezeu, prin binecuvântări materiale sau spirituale, sunt intervenții ale Harului pentru salvarea neamului omenesc. Domnul l-a ales pe Israel și spuneam, acesta este un exemplu prin care noi putem înțelege că Dumnezeu îl alege pe om în mod special ca să-l transforme și să-l recupere din starea de păcat în care se află. În experiența Domnului Hristos mai avem un alt exemplu de alegere pe care cerul o face tot din această dorință de a restaura, de a restabili, de a reînnoi, de a transforma viața și experiența umană. Și în Hristos Lumina Lumii, în pagina 294, avem un paragraf în care este relatat modul în care Domnul Iisus Hristos interacționa și lucra cu oamenii. Și spune așa, în timp ce Iisus îi împuternicea pe ucenici, unul care nu fusese chemat în mod deosebit, a stăruit să fie acceptat între ei. Acesta era Iuda. Domnul Iisus Hristos, dacă ne amintim tabloul pentru cei care cunosc Evanghelia, este un tablou frumos în care Domnul Hristos, mergând prin diferite locuri, îi identifică pe ucenicii săi și îi cheamă. Îi cheamă să meargă după El. Fiecare au răspuns în felul lui. În aceste momente, în aceste clipe, când Domnul Hristos îi strângea pe oameni către El, îi aduna la sine ca să îi învețe, se apropie de Domnul Hristos Iuda. Animat de această lucrare a Domnului Hristos, se apropie de El un om. Un om care avea și el aceleași nevoi ca și ceilalți, peste care erau revărsate binecuvântările lui Dumnezeu.
Și cea mai mare binecuvântare era prezența Domnului Iisus Hristos. Spune paragraful, pagina 294, El s-a prezentat și a cerut cu stăruință un loc în acest cerc intim al ucenicilor. Ce mare favoare! Ce posibilitate, ce șansă pentru omul decăzut, păcătos, să fii în compania Domnului vieții. Bineînțeles, ucenicii la vremea respectivă aveau o idee foarte vagă despre ceea ce reprezenta Domnul Iisus Hristos ca om pe pământ. În Hristosul meu al lumii 294, mai în josul paginii, scrie următoarele. Cu aparentă sinceritate, el a zis, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Dumnezeu ne alege pe unii dintre noi, da, prin declarații deschise, publice, și spune, vino după mine, vino și urmează-mă. Alte ori, spunea Domnul Hristos, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Această inițiativă din partea lui Iuda ar putea fi salutată, nu? Un om care descopere o șansă, am putea spune unică, de a se dezvolta. Îl descopere pe Domnul vieții, îl descopere pe cel care era învățătorul lumii. Și cu multă seriozitate, cu sinceritate, el se apropie de Domnul Hristos și îi spune, vreau să te urmez oriunde vei merge. Care a fost reacția Domnului Hristos? Paragraful continuă și spune, Iisus nici nu l-a respins, nici nu i-a zis bun venit, ci numai a rostit aceste cuvinte triste. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul. Bineînțeles, este o nevoie stringentă a neamului omenesc, aceea de a-și asigura integritatea și securitatea corpului, a familiei, a celor dragi. Și oamenii din toate timpurile au căutat să-și construiască adăposturi pentru a veni în sprijinul acestei nevoi. Această nevoie avea și Domnul Hristos ca și Iuda. O avea ca și ceilalți ucenici. De ce o are? I-a fost adresată aceste cuvinte, au fost adresate lui Iuda în mod special. Domnul Hristos a descoperit în Iuda un defect. A descoperit în Iuda o slăbiciune și a vrut să-l avertizeze din pripă pentru ca el să nu își facă speranțe false. A veni la Domnul Hristos este un gând extraordinar, dar trebuie să înțelegem că este nevoie să venim la Hristos ca să învățăm de la El și El să poată să lucreze, să ne modeleze. Cum lucrează și modelează un olar, o mână de pământ, un vas de lut, da. Este o ocazie, este o binecuvântare, este un privilegiu pe care omul îl are și pe care Domnul Hristos îl oferă fiecăruia. De ce ar fi reacționat Domnul Iisus Hristos în felul acesta? Bineînțeles, El era Dumnezeu, în esență. Cunoștea gândurile și cunoștea și problemele cu care se confrunta Iuda. Domnul Hristos l-a avertizat într-un mod subtil, nu l-a respins. Nici nu i-a spus, bravo Iuda, uite, nu mai este niciunul ca tine care să aleagă din proprie inițiativă să vină să mă urmeze. De ce nu l-a respins Domnul Iisus Hristos? Pentru că ei erau înconjurați de ceilalți ucenici care fuseseră chemați și
tot la pagina 294, spune, dacă el l-ar fi respins pe Iuda, în mintea lor i-ar fi pus la îndoială înțelepciunea Domnului lor. De ce? Iuda nu era un oarecare. Iuda era un om deosebit. Faptul că el a intuit că este o ocazie deosebită să te afli în compania unui om deosebit, cum era Domnul Iisus Hristos, unui învățător deosebit, aceasta era o calitate. Ce intenționa Domnul Iisus Hristos? Intenționa să-l avertizeze și să-l ajute. Iar tot la pagina 294 spune că aducându-l pe acest om în legătura cu sine, el l-a așezat în situația ca în fiecare zi să fie adus în legătura cu revărsarea iubirii sale neegoiste. Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu și-a ales un popor și am văzut că nu a fost pe merite. Care este considerentul principal pentru care Dumnezeu ne alege? Dumnezeu m-a ales, ne-a ales și ne alege pentru a ne ajuta, pentru a veni în sprijinul nevoilor noastre. În Iuda era o problemă și Domnul Iisus Hristos a ales ca să-l apropie pe Iuda prin atitudinea și prin viața sa să-l corecteze, să-l transforme. Iubirea neegoistă a Domnului Hristos era îndestulătoare pentru a-l ajuta pe Iuda să înțeleagă atât defectele cât și oportunitățile pe care le are. Dumnezeu spune tot la pagina 294, îi ia pe oameni așa cum sunt. Adică nu ar trebui niciodată să așteptăm ca să venim la Dumnezeu pregătiți, calificați, da? Să fim, știu eu, cu super calificări, doctoranți. Nu. Ar trebui să acceptăm invitația Domnului Hristos în starea în care ne aflăm. De ce? Spune paragraful, Dumnezeu ia pe oameni așa cum sunt, cu trăsături omenești în caracterul lor și îi pregătește pentru serviciul său. Iar ultimul rând din această frază este foarte important. Dacă vor să fie disciplinați și să învețe de la el. Care sunt condițiile pentru a putea fi ajutați? Singura condiție este să vrem. Nu se are în vedere fața omului, spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem veni cu mită, cu daruri la Dumnezeu. Nu. Trebuie doar să acceptăm să fim modelați așa după cum Domnul Iisus Hristos dorește, Maestrul nostru. Noi, ca niște umili discipuli, ubidienți, să acceptăm intervențiile Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Spre deosebire de ceilalți ucenici, a fost Iuda tratat diferit, chiar dacă nu a fost chemat în mod expres? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, la aceeași pagină, că lui Iuda i s-au oferit aceleași ocazii pe care le-au avut și ceilalți ucenici. El a ascultat aceleași învățături prețioase. Numai trăirea pe care o cerea Hristos nu i se potrivea. Dumnezeu ne invită la El și ne oferă un scop, ne oferă un țel, o viziune, o perspectivă și ne spune, uite, asta poți să fii, copii de Dumnezeu, fiii Tatălui Ceresc. Spune, dorințele și scopurile lui Iuda nu se potriveau.
Care sunt motivațiile pe care noi le avem în momentul în care venim la Domnul Iisus Hristos? Dacă aceste motivații sunt unele inspirate de Duhul lui Dumnezeu, șansa de a fi în compania Marelui Învățător este șansa vieții noastre. Spune Spiritul Profetic, pentru că Iuda avea alte dorințe și pentru că nu îi se potrivea metodele Domnului Hristos, felul lui de viață, aceeași pagină mai jos spune, Iisus nu l-a mustrat aspru pentru lăcomia lui, ci l-a suportat pe acest om cu răbdare divină, chiar și atunci când dădea dovadă că citește în inima lui ca într-o carte deschisă. Domnul Iisus Hristos mă cunoaște și ne cunoaște pe fiecare dintre noi, dragii mei. El s-a jertfit pentru a putea să vină în ajutorul nostru. El ne invită pe toți ca să venim să învățăm de la El. Condiția care este? Amintea Spiritul Profetic, să vrem să fim învățați. Spune același paragraf, El îi prezenta cele mai înalte motive pentru a face ce este drept și lepădând lumina cerului, Iuda a rămas fără scuză. De ce nu vom avea scuză dacă alegem să umblăm după propria noastră conștiință sau mod de gândire? Pentru că Dumnezeu ne pune înaintea noastră cele mai înalte motive. Ne învață să facem binele prin felul lui de viețuire. De aceea, lepădând sau ignorând această lumină, această descoperire pe care Domnul Hristos ne-o face fiecăruia, vom rămâne fără nicio scuză. Iuda, spune Spiritul Profetic, în Hristos Lumina Lumii, la pagina 716, a fost martor al lucrărilor minunate ale Mântuitorului, manifestate în vindecarea celor bolnavi, în eliberarea de demoni și în învierea din morți. A simțit chiar în persoana sa dovada puterii Domnului Iisus Hristos. Iuda a recunoscut învățăturile Domnului Hristos ca fiind superioare tuturor celorlalte pe care le auzise. Era un om inteligent, era un om cu un simț deosebit. Și paragraful spune în continuare ceva extraordinar. Iuda îl iubea pe Marele Învățător. De ce venim noi la biserică? De ce venim noi în biserică? De ce venim noi la Hristos? Pentru că îl iubim pe Domnul, nu? Noi îl iubim pe Domnul. Spune paragraful în continuare, avea dorința să fie schimbat în caracterul său. Și noi întrezărim în viața noastră, în experiența noastră de viață, lucruri nesatisfăcătoare. Și am vrea să fim transformați, am vrea să fim schimbați. Spune, nădăjduia să experimenteze acest lucru, adică această schimbare, prin legătura sa cu Domnul Iisus Hristos. Este un gând extraordinar. De câte ori avem și noi, poate, aceeași nădejde, aceeași dorință, aceeași simțire? Ne simțim păcătoși, ne simțim vulnerabili, ne simțim în orice formă posibilă rău. Și avem dorința și simțim nevoia de schimbare, de transformare. Ce face Domnul Hristos pentru noi? Spune mai jos același paragraf, i-a dat un loc între ucenici. Ne dă un loc între ucenici. Mântuitorul nostru nu ne respinge.
El ne dă un loc între ucenici. Ne încredințează, spune aici paragraful, i-a încredințat lucrarea unui evanghelist. Ce este mai plăcut și mai înălțător decât să știi că ești unul care propovăduiește pe Hristos? Afirmația următoare este extraordinară. Iuda a fost împuternicit, înzestrat, cu puteri supranaturale, spune, i-a dat puterea de a vindeca pe bolnavi și de a scoate demoni. Extraordinar, fraților! Iuda, un om, un om cu probleme, un om pe care Domnul Hristos l-a citit, a primit această extraordinară binecuvântare. Duhul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și înțelegem că Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat peste Iuda. Dar următorul rând spune un lucru trist. El n-a renunțat la ambițiile lumești sau la iubirea de bani. Care era problema lui? Iuda era ambițios și iubea banii. Ceea ce este foarte trist este faptul că și nouă ne plac banii. Și poate câteodată în același fel cum i-a plăcut și lui Iuda. Adică ajungem să iubim afacerile, să iubim să ne meargă bine și pierdem din vedere mila, bunătatea, dragostea. Pentru că aici este secretul care ne face să fim atât de reci față de atragerea, de alegerea pe care Domnul Hristos o face pentru noi. Spune tot la pagina 716, Hristos, Lumina Lumii, în timp ce a acceptat poziția de slujitor al Domnului, el nu s-a supus puterii divine. Deși Duhul Sfânt a fost revărsat peste Iuda, el nu s-a lăsat condus de Duhul Sfânt, ci a vrut să se folosească de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă. De câte ori și noi suntem atât de mulțumiți într-un mod egoist, că Dumnezeu ne-a dat și ne-a dat și poate ne și rugăm și spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Dar când ar fi vorba să oferim și noi celor neînsemnați, celorlalți frați ai noștri, nu mai avem aceeași deschidere, aceeași bucurie pe care o simțim atunci când Dumnezeu ne dă. Iuda, spune paragraful, considera că putea să aibă propria judecată și propriile păreri, cultivând predispoziția de a critica și acuza. Aici cădem mulți dintre noi. Dumnezeu spune una, noi înțelegem în funcție de ceea ce iubim, de perspectivele și dorințele pe care le avem și, bineînțeles, facem total diferit de ceea ce Dumnezeu vrea să facem. În momentul în care Iuda l-a descoperit pe Domnul Iisus Hristos în sensul că a ales să fie în compania lui, spune serva Domnului, el se considera cel mai capabil, neputând fi depășit de nimeni. Și aceasta este o latură în caracterul uman care vine din firea pământească. Și este cel mai adesea răspândită chiar în cercurile Bisericii lui Hristos. A fi capabil, a te considera capabil și a fi de nedepășit este pentru mulți
o piedică în fața apropierii și a unei relații deosebite cu Domnul Iisus Hristos, Cel care ne alege și ne atrage către El. Spune tot la pagina 717, însă Iuda era orb față de propriile slăbiciuni de caracter, iar Domnul Hristos l-a așezat acolo unde avea ocazia să le vadă și să se corecteze. În bunătatea sa, în nemărginita îndurare a lui Dumnezeu, noi primim binecuvântări nu pentru că suntem buni, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne ofere posibilitatea să ne îndreptăm, să ne corectăm. De aceea să ne gândim de două ori atunci când suntem foarte mulțumiți de realizările noastre. Să ne gândim, nu cumva este un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne facă mai buni. Dacă Dumnezeu se îndură de noi și nu aduce niciun rău asupra noastră, nu cumva este o ocazie prin care Dumnezeu vrea să ne motiveze spre o treaptă mai înaltă? Că adeseori noi ne plafonăm și ne, în mulțumirea de sine spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt bine. Îți mulțumesc că nu am probleme. Gândindu-ne că suntem niște oameni corecți și de aceea nu avem probleme. Dumnezeu l-a așezat pe Iuda acolo unde avea posibilitatea să vadă și să se corecteze. A văzut Iuda? Ce să vadă Iuda? Ce putea să vadă Iuda la un om care spusese, eu nu am niciunde să-mi plec capul? Pe când vulpile, chiar și vulpile, animalele sălbatice, au propria casă. Ce putea să vadă Iuda? Pagina 718, Hristos, Lumina Lumii, spune în felul următor. Slujind altora, Iuda ar fi putut să-și dezvolte un spirit neegoist. Iuda putea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, de dimineață și până seară, cum slujea semenilor săi. Celor mai respingători. Vă dați seama că dacă se ajunsese să se strige necurat, necurat, făcând referire la leproși. Da. De departe, nu poți să te apropii de astfel de oameni, nu? Oamenii aceia erau respingători și chiar ei conștientizau lucrul acesta. Noi ne ferim și de cei care nu sunt bolnavi, care nu au poartă vă boală contagioasă, dar ne ferim așa, ne izolăm în cercuri, da? Ne strângem rândurile ca nu cumva să ne molipsim de ceva. Egoismul acesta putea fi dat la o parte prin exemplu Domnului Hristos, pe care El îl avea înaintea ochilor în fiecare zi. Paragraful spune, dar în timp ce asculta zilnic învățăturile Domnului Hristos și era martor al vieții sale neegoiste, Iuda s-a lăsat în voia dispozițiilor sale spre lăcomie. Și noi ne naștem în firea pământească și avem diferite înclinații, tendințe firești. Eu în felul meu, dumneavoastră în felul dumneavoastră. Hristos ne alege și ne atrage la sine. Prin ce? Descoperind înaintea noastră un alt fel de viețuire. Un alt fel de manifestare. Domnul Iisus Hristos a trăit înaintea lui Iuda o viață lipsită de egoism. De orice formă de egoism. Și Iuda n-a văzut nimic. Iuda a văzut doar că poate să profite de ocazie și poate să câștige ceva.
s-a lăsat în voia dispozițiilor sale spre lăcomie. La pagina 719 este un gând cutremurător care este relatat cu privire la Iuda. Spune aici, el s-a hotărât să nu se unească atât de strâns cu Hristos, încât să nu se mai poată desface. Dar era Hristos periculos? Putea Iuda să se gândească că poate să pățească ceva în compania Domnului Hristos? El, alipindu-se de ceea ce gândea și simțea că trebuie să facă, neglijând să observe lecțiile pe care Domnul Hristos îi le dădea în fiecare zi, a ales să nu trăiască și el cum a trăit Hristos, cum trăia Hristos. Și ultimul rând spune, el s-a hotărât că va veghea și a vegheat. În ce sens a vegheat? Nu s-a lăsat sub nicio formă transformat de influența aceea irezistibilă care pe Ioan, ucenicul cel iubit, l-a transformat în totalitate. El a vegheat ca nu cumva să se unească cu Hristos foarte strâns încât să nu se mai poată să devină inconfundabil. Și veghind azi, mâine, poimâine, a ajuns ca să fie atât de distanțat de Domnul Hristos încât drumurile lor, căile lor să meargă nu doar paralel, ci să se depărteze. Care a fost consecința? De multe ori, pentru că Iuda a gândit-o ca pe o afacere, această relație cu Domnul Iisus Hristos, a avut de suportat niște consecințe dureroase. Și de multe ori, dragii mei, suntem și noi în acest pericol. Să credem că putem face afacere cu Dumnezeu. Că astăzi putem accepta o lumină, o descoperire, pentru că ne convine și ne pune într-o poziție deosebită, respectabilă, iar mâine să ne vedem de propriile noastre inclinații și dorințe. Este un mare pericol. Nu trebuie să facem afaceri cu Hristos. La Hristos trebuie să venim pentru că suntem chemați și este unica șansă prin care putem fi salvați. Dar cu gândul să ne câștigăm și viața veșnică și viața aceasta materială, vom fi sortiți eșecului. La pagina 721, Hristos, Lumina Lumii, spunea, Iuda n-a mai putut îndura tortura conștiinței sale vinovate. După ce atâta timp Domnul Hristos i s-a descoperit în fiecare zi ca cel mai umil, ca cel mai bun dintre oameni, Iuda a simțit acum, în momentul judecății și condamnării Domnului Hristos, că nu mai poate să suporte această osândă. Cine îl osândea? Domnul Hristos, am citit că niciodată nu i-a reproșat nimic. Doar l-a avertizat și l-a îndemnat. Acum propria sa conștiință vinovată îl tortura. Spune ultimul rând, deodată o voce răgușită a răsunat din sala de judecată, făcând ca un fior de groază să pună stăpânire pe toate inimile. Este nevinovat, cruță-l Caiafa. Dar până atunci nu era tot același om?
atunci când a pus cu iscusință în aplicare acel plan de a câștiga ceva foloase de pe urma vânzării Domnului Hristos, nu era același om nevinovat? Dragii mei, a urma propria noastră conștiință, a urma propriile noastre tendințe firești, ne va aduce în situația în care să trădăm adevărul și pe Dumnezeu. Și vom fi irecuperabili. Propria noastră conștiință ne va acuza și viața noastră nu își va mai găsi sensul. Atunci a strigat, spune pagina 722, Hristos Lumina Lumii, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Și citând acest text din Matei 27:4, ni se dă răspunsul marelui preot. După ce Satana te sfidează, își și bate joc de tine. Care a fost răspunsul? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Se merită să plătim un astfel de preț pentru o astfel de greutate veșnică de slavă care a fost neglijată, care a fost disprețuită? Nu se merită, dragii mei. 1 Timotei 6:10 spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu există rău care să poată exista fără să fie o rădăcină care să-l facă să încolțească acel rău. Ei, această rădăcină este iubirea de bani. Pentru iubirea de bani sunt în viața noastră atâtea despărțiri în familie, atâtea certuri în biserică, atâtea războaie între națiuni. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și drept consecință, spune versetul 10 din 1 Timotei 6, cei care umblă după ea rătăcesc de la credință și se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Este alegerea noastră. Dumnezeu ne dă toate binecuvântările posibile prin Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte un verset care spune orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dar noi, în anumite condiții, am vrea să facă Dumnezeu și cum am vrea noi, și cum ne place nouă. Nu numai cum este în planul și în știința, tot știința lui Dumnezeu, corect și drept. De aceea suntem sortiți eșecului și suferim în viața aceasta și nu vom avea parte nici de viața viitoare. În același cerc de influență, în aceeași condiție umană, firească, păcătoasă, s-a dezvoltat alături de Domnul Hristos un alt spirit, vulcanic, puternic, bătăios, era Petru, pe care, la rândul lui, Domnul Hristos l-a tratat la fel ca pe Iuda. Domnul Hristos îl avertizează și în Luca, capitolul 22, versetul 31 și 32, Domnul Hristos, duios, îi spune lui Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca grâul. Ce face Satana? Ne cere ca să ne cearnă. Adică să-și bată joc de noi. Să ne pună în fața noastră perspectiva unui câștig, a unei afaceri, în același timp în care avem și o relație spirituală cu
Domnul Iisus Hristos. Și la urmă, prețul este descurajarea, disperarea. Spunea Domnul Hristos ca un avertisment și totuși o încurajare pentru Petru în aceeași afirmație, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. De ce Domnul Iisus Hristos îl tratează în felul acesta pe Petru? De ce nu i-a spus și lui Iuda? Iuda, după ce o să te întorci, să întărești pe frații tăi. În lumea în care trăim, sunt în percepția noastră și oameni buni și oameni răi. În viziunea lui Dumnezeu, Iuda era acel om care avea perspectivă. Iuda era acel om căruia i s-a dat toate șansele și toate oportunitățile ca să devină un om bun. Dar Iuda a ales să facă conform propriei sale înclinații. Petru nu era departe de Iuda. Tot oameni suntem. De multe ori aud această afirmație. Da, și noi suntem tot oameni. Și ce putem noi să facem? Ne e peste putere să păzim legea lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum de Petru, lui Petru i-a fost în putere să păzească. În Pildele Domnului, la pagina 152, găsim următoarea afirmație. Petru gândea despre sine că este puternic. Și în viziunea fraților săi, era puternic. Petru era un om puternic. Dar nu se are în vedere doar forța fizică. Da. Domnul Iisus Hristos era cel mai slab, era cel mai neajutorat. Nu a fost un Samson ca eliberator al lui Israel, nu? A venit cu o ținută modestă, nu să-și arate forța fizică. Și Samson era tot un eliberator. El ce a folosit? Mușchii. Eu sunt tare. Și când a fost pus la încercare, o femeie l-a jucat așa, după deget. La fel credea și Petru despre el. În același paragraf spune, fariseul, după propria sa judecată, credea că el nu este ca ceilalți oameni. Petru era un fariseu. Petru era unul care ținea la principii. Dar în aceeași pagină 152 spune Spiritul Profetic, Petru nu cunoștea atunci primejdea în care se găsea. Încrederea în sine l-a amăgit. Petru a fost amăgit. De cine? Nu de frații lui, ci de încrederea în sine. Și ce gândea el despre el? Spune paragraful în continuare. El se gândea că este în stare să se împotrivească ispitei. Eu sunt puternic. Eu pot. Nu contează dacă o să merg în cercul acela de influență. Nu contează dacă o să încerc și eu cu tare sau cu tare lucru. Pentru că eu știu ce cred. Eu știu ce principii am. Această încredere în sine este mijlocul căderii noastre. În
În momentul în care Petru a fost pus în fața încercării supreme, am putea spune, în acea seară tulburătoare, în acea seară în care nu doar frigul nopții se lăsa asupra acelei cetăți, ci și fiorul morții, diavolul îi impresura pe oameni din toate părțile. Încerca să-l destabilizeze chiar pe Prințul Universului, pe Domnul Iisus Hristos. Și în grădina Ghețimani, Domnul Hristos avea nevoie de sprijin. În seara aceea, când Petru trebuia să-l sprijine și să-l recunoască pe Iisus Hristos ca mântuitor și salvator al său, el, Petru cel puternic, care a spus la fel ca și Iuda. Vă aduceți aminte ce a spus Petru? Doamne, dacă ceilalți te vor părăsi, niciodată nu te voi părăsi. Eu voi merge cu tine. Și Iuda, când s-a autoinvitat să fie ucenicul Domnului Hristos, a spus, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Petru nu se cunoștea pe sine. Petru se încredea în propriile sale capacități. Și în momentul acela s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Și cum? Spune paragraful, blestemând și jurându-se într-un mod cât se poate de rușinos. Care a fost clicul din viața lui Petru? Pentru că, cum spuneam, lui Iuda i s-au dat ocazii nenumărate. La fel, providența divină, bunătatea imensă a dragostei lui Dumnezeu nu putea să facă rabat de la relația cu Petru și să nu-i ofere și lui. Aceeași pagină 152 din Pildele Domnului spune, privirea aceea a Domnului Hristos a zdrobit inima sa. Petru a ajuns la un punct crucial în viața sa și plin de amărăciune s-a pocăit de păcatul său. Care păcat? Ce făcuse Petru că doar nu-l vânduse pe Mântuitorul? Încrederea în sine este la fel de mare păcat ca și a-l vinde pe învățătorul vieții. La fel de mult l-a despărțit pe Petru de Domnul Hristos acel păcat cât l-a despărțit și pe Iuda. Și de unde venea această încredere în sine? Din propria gândire. Acești ucenici erau la fel, în fond, pentru că aveau aceeași natură și aveau aceleași nevoi. În momentul în care Petru a întâlnit privirea Domnului Hristos, spunea paragraful, privirea aceea a zdrobit inima sa. Dar nu l-a privit Domnul Hristos și pe Iuda? Ba da. Și pe Iuda Domnul Hristos l-a privit cu aceeași privire duioasă. Dar în inima lui Iuda, cel care fusese înzestrat cu Duhul lui Dumnezeu, nu s-a produs nicio transformare pentru că el s-a hotărât să nu se lase transformat. Acum Petru, întâlnind privirea irezistibilă a dragostei Mântuitorului, s-a lăsat copleșit. Acum, Pildele Domnului 154 spune, acum încrederea în sine dispăruse. Și mai jos spune, acum Petru nu s-a mai înălțat mai presus de frații săi. Ce credea la început? Că el este puternic și că este deosebit de ceilalți. Nu așa credea și Iuda, sigur. Dar Iuda n-a renunțat la propria lui gândire, la propria lui părere, pe când Petru
Întâlnind privirea cercetătoare și plină de iubirea Domnului Hristos, s-a abandonat pe sine. Și spune, el a făcut apel la cineva care putea să-i citească inima. Doamne, i-a zis el, tu toate le știi, știi că te iubesc. Petru de 3 ori s-a lepădat și de 3 ori a avut ocazia să-și valideze votul, să-și reînnoiască votul înaintea celui de care se lepădase. Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc. Aceasta poate să fie și alegerea noastră, dragii mei. Când conștientizăm că ne-am îndepărtat de Hristos, că l-am lepădat pe Hristos, că l-am tăgăduit în viața noastră, trebuie să privim în Scriptură și să surprindem privirea aceea a Domnului Hristos care se uită țintă la noi și spune, te iubesc cu o iubire veșnică, cum amintea profetul. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Te iubesc cu o iubire veșnică. Lui Petru aminteam că i-a fost dat acest avertisment și această însărcinare, dacă îmi putea spune. Petre, când te vei întoarce, chiar dacă Satana vrea să te zguduie bine, vrea să te destabilizeze, vrea să te facă să crezi că ești mai bun decât toți și ești drept, când te vei întoarce, să-i ajuți și pe frații tăi. Biserica lui Dumnezeu din zilele noastre este formată tot din oameni, tot din ucenici, să spunem noi, care au aceleași probleme și aceleași nevoi. Noi toți avem nevoie să fim transformați de influența Duhului lui Dumnezeu. Și dacă nu conștientizăm problema noastră și nu alegem conștient ca să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi, se întâmplă ceva. Spune tot pildele Domnului 154. Răul care a pricinuit căderea lui Petru și care a ținut departe fariseul de comuniunea cu Dumnezeu, se dovedește și astăzi a fi ruina multor mii de oameni. Nu este nimic așa de ofensator pentru Dumnezeu sau atât de periculos pentru sufletul omenesc decât mândria și încrederea în sine. Dintre toate păcatele, spune serva Domnului, acesta este cel mai de plâns și mai greu de vindecat. Mai greu decât păcatul lui Iuda. Mândria și încrederea în sine. Bineînțeles că și în Iuda, la bază, tot egoismul și mândria și încrederea în sine au stat, dar mă refeream la acel act de trădare, de a vinde pe Domnul Hristos. Noi am spune, Doamne, dar cum să faci lucrul acesta? Cum să-l vinzi pentru bani pe prințul vieții? Dar noi îl vindem. Îl vindem pentru ca să putem asculta o muzică care ne place, îl vindem ca să putem mânca o mâncare care ne place, să putem merge într-un loc care ne aduce plăcere. Îl vindem pe Domnul Iisus Hristos, urmând propria noastră judecată și părere. Acest păcat este cel mai greu de vindecat. De aceea psalmistul se ruga în psalmul 19 cu versetul 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ce face mândria? Stăpânește. Mândria robește. Ne leagă cu lanțuri de fier și nu ne dă voie să ne apropiem de cel care vrea să ne salveze. Atunci voi fi fără prihană, același verset, nevinovat de păcate mari.
când suntem eliberați de încredere în sine, de mândrie, de propria noastră înțelepciune, vom fi fără prihană. Evrei, capitolul 3, versetul 1, spune următoarele: de aceea, frați sfinți, fac o paranteză, aici apostolul se referă la cei aleși, de aceea, frați aleși, pe care Dumnezeu ne-a ales, pe care Dumnezeu vrea să ne salveze și să ne scoată din această mocirlă, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele nostru preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos. Ce a fost Domnul Hristos pentru Iuda? Mijlocul prin care el putea să înțeleagă jertfirea de sine. Mijlocul prin care Iuda, dacă vedea, putea să observe defectele din caracterul său. Apostolul Pavel în epistola către evrei ne îndeamnă: frați aleși, pe care Dumnezeu v-a ales la fel ca pe poporul Israel, la fel ca pe ucenici, ațintiți-vă privirile spre El. Nu faceți acest vot cum a făcut Iuda, de a nu se apropia de Hristos, ca nu cumva să nu se mai poată despărți. Ațintiți-vă privirile spre El, pentru că El este marele nostru preot. El garantează iertarea păcatelor noastre. A doua Petru 1 cu 5 în continuare spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele. Această transformare a caracterului nu vine ca o ploaie cerească. Bineînțeles, binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră, dar este nevoie de o muncă. O muncă de a reprima tendințele moștenite și cultivate și de a absorbi și de a urma învățăturile din viața Domnului Iisus Hristos. Spunea versetul: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și apostolul spune: dacă aveți aceste lucruri din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Adică nu ne vor lăsa în starea noastră. Ca să fim indiferenți față de binecuvântările pe care Domnul Hristos ni le oferă, binecuvântări care sunt primite și acceptate în noi ca niște lecții de viață, cum a fost în viața ucenicilor. Spune: ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Hristos. Vrem noi să-L cunoaștem pe deplin pe Hristos? Alegem noi să îl cunoaștem, să-L descoperim din ce în ce mai mult cunesați pe Cel care ne poate salva? Sau alegem ca și Iuda să ne ferim de a-L cunoaște prea mult? Este și în popor o zicală: nu vreau să cunosc ca să nu fiu pedepsit. Da, lumea știe, toți oamenii cunosc, că dacă cunoști multe, trebuie să și faci, că dacă nu faci, o să suporți consecințele. Vrem noi să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu? Spune a doua Petru 1 cu versetul 10 și 11: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Care este chemarea noastră? Vino după mine. Leapă-te, leapădă-te de tine. Ia-ți crucea
și urmează-mă. Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi. Alegerea noastră trebuie să fie aceea de a-L urma cu dorința de a împlini în viața noastră învățăturile pe care noi le observăm în viața Domnului Hristos. Dacă este diferit, vom repeta experiența lui Iuda. Și continuă în versetul 11, Apostolul Petru spunând, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă căutăm să ne întărim, ce înseamnă să ne întărim? Să nu lăsăm pradă vânturilor de învățătură, șuvoaielor, valurilor, a tuturor fenomenelor care tind să descompună, să distrugă, să ne pierdem speranța, să ne pierdem orientarea. Trebuie să ne consolidăm chemarea și alegerea noastră. Și în felul acesta nu vom aluneca niciodată. Și pot să vină șoaptele vrășmașului, asalturile lui repetate, iar noi nu ne vom clătina. De ce? Credința noastră este tare. Apostolul Petru, cel care s-a lepădat de Domnul, acela spune lucrul acesta, din proprie experiență, cu nădejde, că el a biruit și vrea să ne asigure că este posibil și pentru noi. În felul acesta, dacă alegem să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul Hristos, să trăim viața Lui, vom avea din plin garanția intrării în împărăția veșnică a Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.